Sud-vestul țării se așteaptă cer parțial noros și ploi de scurtă durată. Temperatura aerului pe timp de zi se va ridica până la 19 grade, iar pe timp de noapte indicii termici vor fi de 10-11 grade. Ploile își dau de știre și în sudul țării. În localitățile din raioanele Cimișlia și Comrat, meteorologii prognozează ploi cu descărcări electrice. Pe timp de zi, mercurul în termometre va urca până la maxim 22 de grade, iar pe timp de noapte va coborî până la 10-11 grade. În partea de centru a țării, la fel, vor cădea ploi de scurtă durată. În timpul zilei, indicii termici vor indica valori pozitive de 20-22 de grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor fi de 10 grade. De ploi nu vor scăpa nici chișinăuienii. În capitală se vor înregistra precipitații, iar temperatura aerului se va încălzi până la 21 de grade Celsius. Pe timp de noapte, indicii termici vor fi de 11 grade. Presiunea atmosferică va fi normală. Precipitații vor cădea și peste granițe. La Moscova va ploua, iar intensitatea vântului va fi de 23 de metri pe secundă. La Kiev este parțial înnorat și de asemenea va ploua. Precipitații vor cădea și la București, cei drept peste Prut, temperaturile vor fi de 24 de grade.